Rețete reinventate, dragilor. Așa că povestim despre ciulama, clasica ciulama, în care avem nevoie de un pic de piept de pui, gustos, ciuperci, slavă Domnului avem o grămadă, pătrunjel, smântână, trebuie grasă, ceapă, usturoi, un pic de boia, îmi place, și o să fac o mămăligă, o altfel de mămăligă ca de obicei. Nici măcar nu o să vă dați seama și e fantastic de gustoasă. Am pus uleiul în tigaie să încingă, la foc mediu, arunc ciupercile, dragilor. Ciupercile au multă apă, o să iasă un pic de apă, dar las până scade apa și între timp pregătesc ceapa, dragilor. Am pus ciupercile, am pus ceapa, am pus un pic de usturoi, las un pic să regalească, sare, piper și pun smântâna lichidă. Să fiarbă în smântână ciupercile, ceapa, să am aromă puternică, frumoasă. Mă pregătesc să fac carne de pui. O pun într-un vas, îi pun sare, piper pe ea și pun ulei de măsline. Și miezez un cățel de usturoiară. După ce dau o culoare și pe o parte și pe alta, să pun un pic de apă ca să nu se uște carnea. După ce am dat culoare pe amândouă părțile la pui, la foc mare, frumos, pun la cuptor și las o 15 minute, pentru că e făcut mai mult de jumătate. Făcea mama mămăligă, rămânea mai tărișoară, punea un pic de paprică, un pic de usturoi și o culoare frumos. Și cu sare grunjoasă pe deasupra. Credeți-mă, o mâncați ca și un fel de bază. Le-am pus mămăliga să se răcească un pic ca să pot să o modelez cum vreau eu. Între timp, într-o tigaie mi-am pus ulei. O să împrăjesc un pic de pătrunjel.